Vreau să urez tuturor celor care trec pentru prima dată porțile acestei școli un cald bine ați venit și să-mi exprim bucuria revederii tuturor la acest început de an școlar. Așa cum se cuvine pentru un cohort creștin, vreau să începem această manifestare de astăzi cu o rugăciune de început de an școlar. Mă rog pe Părintele Protopop, Dragoș Munteanu, să oficieze această slujbă. Pentru a rosti încă la început, rugăciunea domnească Tatăl nostru. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea ce toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi răbdăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi ispită, ci ne mântuiește de cel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat. Noi este Dumnezeu cu al Său har, cu al Său iubire de oameni, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează mințile copiilor noștri cu harul Tău cel dătător de viață. Tu care dai celor înțelepciune și celor începuți priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dădătorul înțelepciunii, al cunoștinței și al înțelegerii. Tu i-ai iluminat pe aleșii tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăl ai lumii și erar, Pasei cel mare, Grigore de Dumnezeu Cuvătătorul și Ioan Gură de Aur, vi s-au arătat vase alese ale sfințeniei, răspândind în lume dreapta credință. Tu ai iluminat-o pe Sfânta Mare, Mucinția Ecaterina și i-a rușina mulțimea ritorilor păgâni. Tu, Doamne, luminează și pe copiii aceștia, ca să învețe cele bine plăcute ție și să se umple de cunoștința adevărului. Dă-le lor știință, pricepere, răbdare și chipzuință. Să nu primească ei cunoștința pierzătoare de suflet, nici să învețe ce urât lui Dumnezeu. Fă-i ascultători față de dascăli care învață cele bune și cei sărguincioși în îndeplinirea celor ce s-au rândit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învățat, să muncească spre binele lor și spre folosul apropiului. Că Tu ești Dumnezeul nostru care miluiești și sfințești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte. Cel ce a pierdut din moarte, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, pentru noi Sfinților, lăudaților, apostoli și pentru totul Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, pentru Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească această rugăciune deosebită. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc domnului director Ilie Boluca pentru invitația deosebită. Este un început de an și aici, la Clubul Copiilor, după ce fiecare dintre noi am participat la deschiderea anului școlar 2018-2019 la toate instituțiile școlare din municipiu și nu numai. Iată acum ca și o încununare a acestor întâlniri. Aici, la Clubul Copiilor, unde, să spunem, copiii care au anumiți talanți față de ceilalți, găsesc loc, ajutor, sprijin și îndrumare de la domnul director împreună cu profesorii care se ocupă de formarea extrașcolară a copiilor noștri. Vă urăm succes în nou an școlar și rugăm totodată pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dorească sănătate, putere de muncă și inspirație pentru a șlefui așa cum se cuvine aceste diamante care sunt copiii noștri. Doamne ajută, la mulți ani și un an binecuvântat! Mulțumim frumos, Părintele Protopop. O să vă rog pe Părintele Chelaru să ne spună și dumneavoastră un mesaj și de ce nu o rugăciune.
Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să vină la Tine. Să ne rugăm, Doamne Dumnezeu nostru, care ești începutul și sfârșitul, lumina, calea, adevărul și viața, Tu l-ai înzestrat pe om cu minte și voință, i-ai dat puterea să Te cunoască pe Tine și lumea înconjurătoare. L-ai făcut dornic și râvnitor la cunoașterea tainelor Tale. Te rugăm, prin mijlocirea Sfinților, binecuvântează pe toți acești copii prezenți la acest club, ca să-și poată însuși cunoștințele trebuincioase unei formări profesionale și intelectuale. Luminează-le mintea, întărește-le memoria și dăruiește-le priceperea necesară pentru a răspunde corect și cuvincios în fața profesorilor și examinatorilor. Izbăvește-i de prigoniri nedrepte, de plictiseală și descurajare. Ajută-i, Doamne, ca odată cu înaintarea în viața pământească, trecând cu bine peste tot felul de examene, să Te afle pe Tine care ești izvorul binelui și al desăvârșirii, al înțelepciunii și al științei, pentru că astfel, făurindu-și un drum în viață, să Te slujească recunoscător în toate zilele vieții lor. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, să vă apere de orice rău, să vă conducă la viața veșnică, să vă împlinească toate rugăciunile, intențiile și gândurile bune, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă alătur și eu cu salutul meu, salutului pe care l-a adresat Părintele Protopop. Vă spun și eu din toată inima tuturor copiilor, dar și părinților care stau în spatele copiilor, direcțiunii acestui institut de pregătire, acestui club, dorindu-vă tuturor și profesorilor și elevilor succes în noul an școlar pe care astăzi îl începem aici la acest club. Doamne ajută în noul an! Mulțumesc, Părinte Chelaru! În continuare, aș dori să dau cuvântul doamnei viceprimar și trebuie să menționăm că instituția noastră, Clubul Copiilor, are o parteneriat foarte profund cu Primăria Municipiului Roman și de aceea doamna viceprimar vrea să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, dragi organizatori, stimați părinți, cadre didactice și elevi. Îi mulțumesc domnului director Ilie Boloca pentru invitație și spun asta și în numele domnului primar, care nu este în localitate. Recunosc că l-am supravegheat de la distanță și spunem cu mâna pe inimă că face o treabă foarte bună aici. Știu că fiecare vis al unui copil are în spate un profesor care crede în el. Probabil că aici s-au strâns acei profesori care le dau speranță copiilor să-și deschidă aripile. Vă urez ca în acest an școlar cât mai multe vise ale acestor micuți să se împlinească, să-și atingă văzducul și să dea Domnul să fiți sănătoși, să vă adunați cât mai mulți aici, în această clădire minunată cu oameni profesioniști, care abia așteaptă să vă toarne la rădăcină ceea ce aveți nevoie. Un an școlar, așa cum îl visați, cu obiective îndeplinite și să dea Domnul să ne vedem la sfârșitul anului, atunci când vom veni cu mare drag să vă felicităm pentru toate rezultatele pe care probabil vor fi cele la care ați visat. O zi frumoasă! Mulțumesc frumos, doamna viceprimar, și dați-mi voie să vă asigur că și în acest an Clubul Copiilor va fi un partener de nădejde. Ne-am propus foarte multe activități și, bineînțeles, fără sprijinul dumneavoastră, al Primăriei Municipiului Roman și al Consiliului Local, nu putem să desfășurăm aceste activități. În continuare, aș dori să dau cuvântul
Unui reprezentant al altui partener al nostru de nădejde, este vorba despre Consiliul Județean și îl rog pe domnul consilier Cristi Galan să le adreseze mesajul președintelui Consiliului Județean, dar și mesajul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule director. Stimate cadre didactice, dragi copii, domnilor și domnilor, Consiliul Județean Neamț este un partener al acestei instituții. Președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsene, este alături de tot ceea ce se organizează, tot ceea ce se întâmplă în această instituție. Vreau să vă spun că aveți suportul instituției județene în tot ceea ce urmează să faceți de acum încolo, pe parcursul acestui nou an școlar, 2018-2019. De altfel și municipiul Roman este un partener important pentru Consiliul Județean, un oraș important, al doilea oraș al județului Neamț. Și vreau să vă mai spun și ceva personal. Cu mulți ani în urmă, când am fost adus pe lume, am fost adus aici aproape la doi pași, într-o clădire care astăzi nu mai există, se numea Colțul Galben, cunoscut în român ca fiind Colțul Galben. Până la vârsta de 7 ani am copilărit aici, inclusiv în această clădire. Mă bucur foarte mult că sunt aici. Apoi, după ce am crescut, am fost elev al acestui club, sigur, pe vremea mea se numea Casa Pionierii 8, nu contează numele care l-a purtat. Iar apoi, ca jurnalist, și salut pe colegii mei de aici, am scris despre ce s-a întâmplat în anii 90 în această instituție, o instituție foarte importantă pentru municipiul Roman. Știu ce s-a întâmplat, știu ce premii s-au luat aici, știu ce fel de ce cercuri au activat și cred că trecutul, chiar și recent, vă obligă pe dumneavoastră cadrele didactice să faceți în așa fel încât să depășiți pe cei care au fost înaintea dumneavoastră. Am convingerea că veți reuși. Vă doresc multă baftă în nouă an școlar și mult succes! Mulțumim frumos, domnul Cristi Galan. În continuare, aș dori să invit la microfon să ne adreseze mesajul dumneaei în calitate de director al Bibliotecii Municipale George Radu Melibon, pe domnișoara director Cristina Farel. Felicit colegul de cadre didactice, în care noi avem o frumoasă colaborare. Trebuie să știți că și eu am fost eleva Clubului Copiilor, pe vremea când acesta aș avea sediul în fost acasă a Pionierilor. Veneam de fiecare dată cu mult drag la Clubul Copiilor. Aici am, pe lângă lucrurile minunate pe care le-am învățat, am legat-o în prietenii. Că, de fapt, probabil asta e și cel mai important, să fiecare din voi să-și valorifice talentele pe care le are, fie că acestea sunt de artă plastică sau informatică sau abilități practice, sportive. Urmăresc cu multă atenție activitatea grupului și sunt partenerii noștri dragi, zeci de ediții de Culoarea Lecturii în Bibliotecă sau Mărțișorul Românesc, două inițiative ale doamnei profesor dr. Carp Monica. Sperăm într-o lungă și frumoasă colaborare. Vă doresc să fiți sănătoși și silitori și părinților voștri la fel, să duceți la bun sfârșit și anul școlar 2018-2019, un an cu o profundă rezonanță istorică, anul centenarului. Felicitări și mult succes în nouă an școlar! Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră dacă voi spune că toți cei prezenți astăzi aici suntem cuprinși de emoții. Orice început aduce cu sine așteptări, visuri și responsabilități. În cazul meu, este vorba de emoție izvorâtă atât din responsabilitățile care revin cu funcția, dar mai ales din așteptările
pe care le aveți dumneavoastră de la conducerea școlii, de la profesori și de la cursurile și activitățile propuse de Clubul Copiilor. Un nou an școlar înseamnă pentru cei mai mulți copii o stare de necunoscută, a noutății și a ineditului, o primă legătură cu învățarea non-formală, o primă treaptă spre drumul la care visează. Pentru cei care au mai pășit porțile grupului, noi treptem spre construirea unei personalități puternice prin muzică, sport, activități culturale și recreative. Avem cea mai importantă datorie din lume, aceea de a forma personalități, de a modela caractere, de a crea condiții pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Este important să testăm aptitudinile, înclinațiile, talentele, preferințele elevului și să-l orientăm spre acel tip de activitate care îi va pune cel mai bine în lumină acea natură a personalității sale, care îl va ajuta în viitor să devină un bun sportiv, un bun actor, un bun pictor sau muzician. Dacă vom forma o echipă împreună cu părinții, și aici fac o paranteză să vă adresez mulțumiri din suflet pentru că sunteți mereu alături de noi, atunci rezultatele nu se vor lăsa mult timp așteptate. Clubul Copiilor reprezintă instituția în care elevii au posibilitatea să aprofundeze cunoștințele dobândite în școală, să le completeze, să-și dezvolte abilități de viață, dar și atitudini potrivit vocației. Prin programele sportive, cultural-artistice, tehnico-științifice pe care le oferă, precum muzică vocal-instrumentală, artă decorativă, design vestimentar, pictură, atelier cinefoto, gimnastică ritmică, dans, astronomie, tenis de masă, informatică, șah, kwan-kido, carte, educație rutieră, orientare turistică, grafică 3D și multe alte activități, prin profesionalismul cadrelor didactice, Clubul Copiilor din Roma contribuie la formarea prin educație non-formală și afirmarea personalității individuale și creative a copiilor mici și mari. La activitățile educative organizate de Clubul Copiilor se pot înscrie copii cu vârste cuprinse între 3 și 19 ani și, foarte important, absolut toate activitățile sunt gratuite. Astfel, îmi doresc ca anul centenarului Marii Uniri, noul an școlar 2018-2019, să ne găsească mai încrezători, solidari și motivați de aceeași ideală pentru care a fost întocmită Unirea. Vă doresc tuturor sănătate, spor la muncă și un an plin de succes și rezultate bune în dobândirea de noi abilități și de prieteni.